Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit aproximativ 9600 de pachete cu țigări care se aflau ascunse într-un microbus printre corpuri de mobilă. Șoferul mijlocului de transport este cercetat de către polițiștii de frontieră pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Pe sensul de intrare în țară, un cetățean macedonean în vârstă de 49 de ani afla la volanul unui microbus transporta bunuri personale și elemente de mobilier în Germania. În urma controlului amănunțit efectuat, polițiștii de frontieră au descoperit ascunse în mobilă 9581 de pachete cu țigări de proveniență duty free. La cercetări s-a stabilit că șoferul a achiziționat din Macedonia pachetele de țigări, nu deținea documente de proveniență pentru acestea și urma să le transporte în Elveția la o cunoștință de-a sa.